Părinte Stareț, domnule prefect, doamnă deputat, onorată asistență și dragi colegi, eu, chiar dacă nu se vede, să știți că am emoții. De fiecare dată e normal să ai emoții, dacă ai fi mașină, n-ai mai emoții. Dar așa fiind ființe omenești, trecem prin suflet tot ceea ce e. Trecem și prin viață. Eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru încrederea pe care ați dat-o și, în general, pentru tot ceea ce ați făcut cei care ați fost consilier local și m-ați ajutat în legislatura trecută. Mulțumesc locuitorilor Comunei Vânător Neamț și tuturor celor care m-au votat. Vă informez că o să fiu primarul tuturor, indiferent de opțiunea politică și indiferent dacă am avut votul dânșilor sau nu. Eu nu pot să spun decât o să fiu același om care am fost și până acum, dedicat. Ceea ce o să fac, o să fac cu tot sufletul și cu toată puterea mea de muncă, în așa fel încât proiectele noastre, cele care le avem deja puse pe tapet, să le ducem la bun sfârșit. Dar nu în ultimul rând, vom avea în vedere orice finanțare va apărea, să putem accesa pentru binele locuitorilor Comunei Vânător Neamț. Mulțumesc Bunului Dumnezeu că m-a ținut sănătoasă și întreagă la minte și am ajuns și la a șaptea legislatură să pot să fiu în fruntea Comunei Vânător Neamț, vremelnic, dar cu toată puterea mea și cu toată dăruirea am făcut-o și o să fac până la capătul acestei legislaturi. Și chiar dacă noi mai fi, până la capătul vieții, o să fiu tot dedicată oamenilor. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, mulțumesc doamne deputat. Sperăm ca împreună, domnilor consilieri, până acum, până la alegeri, s-a făcut propagandă. De acum încercăm să, adică sper că și dumneavoastră gândiți la, ca și mine, o să lăsăm toate răutățile deoparte și să încercăm să ne punem fiecare capul la contribuție, iar cu munca noastră comună să încercăm să depășim toate greutățile și să avem un bine pentru și un plus valoare pentru Comuna Vânător Neamț. Cred că fiecare din dumneavoastră vă doriți lucrul ăsta, în așa fel încât în momentul în care dumneavoastră v-ați angajat și o să fiți consilier, bănuiesc că n-ați urmărit niciunul din dumneavoastră interesele proprii. Este interesul comun al nostru, al tuturor și sper cu ajutorul dumneavoastră să ajungem acolo unde ne-am propus, adică proiecte cât mai multe, realizări pentru Comuna Vânător Neamț și să fim sănătoși cu toți și Doamne ajută la ceea ce ne-am propus toți. Să fie bine pentru toată lumea.